Începând cu data de 9 martie, expiră actuala stare de alertă, care conține mai multe măsuri restrictive, printre care și obligativitatea purtării măștii de protecție în spațiile deschise. Există însă toate șansele ca această obligativitate să fie scoasă mai repede în contextul scăderii gradului de ocupare al paturilor ATI pentru COVID. La ora actuală sunt în jur de 1000 de paturi ocupate la nivel național, iar oficialii din domeniul sănătății au anunțat că, la momentul în care numărul scade sub 900, cel mai probabil purtarea măștii de protecție pe stradă nu va mai fi obligatorie. În principiu, totul este corelat cu numărul de paturi ocupate în spitale. Ne referim aici la paturile pacienților COVID. În cazul în care va scădea sub 900 de paturi pe ATI la nivel național, se discută de o anumită relaxare. Cel mai probabil ridicarea măsurii obligativității purtării măștii în spațiile exterioare. Urmează să vedem cum evoluează lucrurile pe mai departe. La ora actuală, în județul Hunedoara, ca și în întreaga țară, de altfel, rata de infectare cu COVID-19 este în scădere, dar tot mai este compusă din două cifre. Pentru a evita infectarea cu SARS-CoV-2, Sebastian Mezei, directorul Direcției de Sănătate Publică Hunedoara, recomandă în continuare respectarea normelor minime de siguranță sanitară. Chiar dacă a scăzut numărul de cazuri, așa cum ați observat, încă suntem un județ roșu, încă incidența este foarte ridicată. Recomandăm pe mai departe respectarea măsurilor de protecție, să se protejeze lumea cât mai mult. Este clar că suntem pe un trend descrescător, dar încă nu am închis ușa acestei pandemii și, drept urmare, recomandăm protejarea. Populația se protejeze pe mai departe, sunt măsurile cunoscute deja, masca, dezinfectant, evitarea locurilor aglomerate, nu sunt măsuri noi de protecție. Mai multe pe această temă, dar și despre alte subiecte interesante, puteți afla urmărind, după jurnalul de știri, emisiunea de la A la Z, în care este invitat Sebastian Mezei, directorul Direcției de Sănătate Publică Hunedoara.